Cu toții am auzit lucruri ciudate pe care medicii le-au găsit în interiorul pacienților care au venit în cabinetele lor plângându-se de dureri ciudate. Uneori, un cui a intrat în nasul cuiva, cui care nu a fost niciodată menit să fie în corp. Poveștile cu adevărat ciocante însă sunt cele spuse de medici care nu numai că au găsit ceva care nu aparținea corpului uman, dar care trăia încă în momentul în care a fost găsit. Așadar, iată 10 lucruri oribile găsite în interiorul oamenilor de-a lungul anilor de către doctori. Un alt om. În timp ce doar gândul că o insectă se află în corpul tău e oribilă, ideea că o persoană întreagă poate trăi în interiorul tău duce noțiunea de parazit la un nou nivel tulburător. Stomacul lui Sanju Bhagat era odată atât de umflat și de greu încât părea că se află în al treilea trimestru de sarcină. Bărbatul avusese întotdeauna o burtă mare, dar pur și simplu credea că așa e corpul lui. Cu toate astea, într-o noapte din iunie 99, orice avea în stomac îi apăsa diafragma și nu putea respira. A fost dus de urgență la spital și ceea ce au găsit medici era șocant. Doctorul Ayah Mehta a crezut că este o tumoare, dar când a tăiat stomacul, a găsit o creatură umană pe jumătate tăiată care încă trăia din punct de vedere tehnic. El doar a pus mâna înăuntru și a spus că sunt o mulțime de oase. Mai întâi a ieșit un membru, apoi un alt membru, apoi o parte a părului și unele membre maxilare. Se pare că Bhagat își găzduia fratele Jaman pe jumătate format în stomac de când s-a născut. Avea una din cele mai nebunești afecțiuni medicale din lume, denumită fătul în făt, o anomalie rară care apare atunci când un făt e prins în interiorul unui geamăn. Geamănul lui era în viață și acționase ca un parazit pentru Bhagat timp de 30 de ani. Un melc viu. În timpul unei vacanțe de familie în iulie 2013, Paul Franklin, în vârstă de 4 ani, s-a împiedicat și și-a julit genunchiul drept în nisip. Familia nu s-a gândit prea mult la zgârietura, a curățat-o și a pus un plasture pe acesta copilului. Totuși, câteva săptămâni mai târziu, genunchiul era incredibil de infectat. Medicii au crezut că e o infecție cu stafilococ și au tratat-o cu antibiotice. În timp ce asta a ajutat la recuperarea genunchiului, la scurt timp a apărut încă o umflătură neagră în creștere sub pielea lui Paul. Sătulă, mama lui Paul a decis să apese pe acea umflătură și a scos un melc de mare. Paul a ales să păstreze melcul și l-a numit Turbo. Un păianjen. Într-o călătorie în 2014 în Bali, Dylan a experimentat un lucru SF. Un păianjen își croise drum în stomacul lui printr-o cicatrice veche de apendice pe stomac. Păianjenul a călătorit de la stomac până la trunchi, lăsând o linie roșie ciudată ca o urmă pe corpul lui. Acesta a ajuns până la piept. 3 zile mai târziu, medicii i-au scos păianjenul din corp bărbatului. Un gândac de bucătărie. Într-un adevărat coșmar, medicii din India au descoperit un gândac viu în craniul unei femei după ce aceasta s-a plâns de o senzație de târătoare în cap. Potrivit știrilor, gândacul a intrat în nasul femeii în timp ce dormea și și-a croit drum pe sub piele până la craniu. Femeia a spus că poate simți o senzație ciudată de arsură și a trebuit să aștepte până dimineața pentru a merge la medic. Gândacul era în viață și nu voia să iasă din cap, potrivit medicilor, dar până la urmă doctorii indieni au reușit să scoată oaspetele din craniul femeii. Ouă depuse ale unei larve. Sunt puține lucruri mai rele decât să-ți intre ceva în ochi. Pe partea din fața ochiului, lucrurile intrate în ochi sunt ușor de scos. Pur și simplu îndepărtați genele, bucata de sclipici, pata de praf sau orice altceva din ochi și continuați ziua fără probleme. Cu toate astea, pentru un băiat de 5 ani din Honduras, soluția a fost puțin mai complicată. Asta pentru că lucrul din ochiul său era un fluture. Ouăle erau depuse de un soi de larvă cunoscută sub numele de botfly. Aceste mici insecte sunt foarte egoiste. Femelele își depun ouăle pe exteriorul unei alte creaturi vii, ca un țânțar, de exemplu, care le va arunca pe animale mai mari, astfel încât atunci când ouăle să iasă, fluturii să se zvârcolească în interiorul gazdei pentru a se pregăti de ieșire. Unele specii de botfly preferă să se înghesuie în animale cu sânge cald, cum ar fi veverițe, cai sau oameni. O vizită a unui parazit botfly nu e de obicei atât de greu de rezolvat. O procedură chirurgicală simplă va rezolva problema, dar larva care trăia în interiorul feței băiatului hondurian era de atât de mult timp acolo încât ajunsese pe orbita sa anterioară. Asta a însemnat că operația a necesitat o incizie periculoasă. Totuși, până la urmă, problema a fost rezolvată. O altă poveste cu un animal intrat în ochi e cea lui John Matthews. În 2010, John a crezut că va orbi. Când a mers la specialiști, au descoperit că un vierme raton trăia în retina sa. Chiar dacă parazitul era micuț, făcea ravagii în ochiul lui Matthew. Se mișca și mânca retina. În cele din urmă, medicii au trebuit să folosească un laser special pentru a ucide parazitul viclean și pentru a-l salva pe bărbat de la orbire. Viermi. Știți sentimentul pe care îl aveți atunci când cineva spune ai un păianjen mic în părul tău și pentru o secundă îl poți simți?
capul tău începe să te mănânce și îți simți părul mișcându-se. Numai după țipete suficiente, groaza și tortura senzațională se potolesc. După aceea te simți mai bine, dar uneori există un vierme pe capul tău și nimeni nu-ți spune până nu este prea târziu. În 2007, Aaron Dallas, original din Colorado, a avut cel mai grav caz de mâncărime a scalpului din viața sa. Trecuseră săptămâni de când a început. Încercase șampoane speciale, unguente, dar nimic nu-l ajuta. În timp, mâncărimea a luat o viață proprie. Dallas a spus că își simte scalpul mișcându-se. A simțit dureri ascuțite care l-au lovit până în genunchi. A spus, îmi puneam mâna în cap și simțeam ceva mișcându-se. Am crezut că sângele îmi curge prin cap. Îi auzeam. De fapt, am crezut că o iau razna. Ei erau viermi. 5 larve implantate în capul său de un țânțar, probabil în timpul unei călătorii în Belize, pe care a făcut-o la începutul anului respectiv. Când medicii l-au dus pe Dallas pe patul de operație, au găsit o gaură deschisă în pielea capului care era plină de viermi, toți cam la jumătate din mărimea unui ban. O astfel de poveste chiar te face să te scarpini în cap. O tenie. Rosemary Alvarez era convinsă că are o tumoare pe creier. Cu simptome care variau de la vedere încețoșată la amorțeală la nivelul membrelor, ea a mers la doctor de 2 ori și a făcut o tomografie, dar rezultatele nu au fost clare. Îngrijorată, a fost convinsă în cele din urmă să facă un remene. Când s-a uitat la rezultate, medicul a pus-o pe femeie să facă imediat o operație. Amplasat în creierul femeii, mâncându-l era un parazit cunoscut sub numele de tenie de porc. Chiar și mai dezgustător, medicii au spus, cineva undeva îi servise mâncarea care era contaminată cu fecalele unei persoane infectate cu parazitul teniei de porc. Aceste tenii se găsesc adesea în carnea de vită, porc sau pește, gătite insuficient. Se află latente până ajung în sistemul digestiv și apoi se prind de pereți intestinali. Acolo stau liniștit, așteptând următorul lucru pe care gazda îl mănâncă. Apoi ele se hrănesc din mesele gazdei, le digeră și cresc. O altă poveste cu astfel de tenie e cea lui Anthony France. În 2006, Anthony a mâncat o salată de somon într-un restaurant elegant din Chicago. Puțin timp mai târziu, i s-a scos din intestine o tenie lungă de 9 metri. Coincidență? Procesul de la tribunal a spus că poate. Viermii aceștia pot crește până la 12 metri, ceea ce e aproape la fel de lung cât 3 mașini normale. Un pește. În India, un tânăr de 14 ani a mers la spital plângându-se de durere în vezică și de incapacitate de a urina. Medicii au făcut o ecografie și au descoperit un obiect în vezică blocându-i uretra. Băiatul a fost dus la operație unde medicii l-au tăiat. Au găsit un incredibil pește acolo. Avea 2 cm lungime și se adăpostea până în interiorul vezicii sale. Și aici vine partea cea mai bună. Când a fost întrebat cum a ajuns acolo, acesta a fost răspunsul băiatului. În timp ce curăța rezervorul de pește din casa lui, ținea un pește în mână și s-a dus la toaletă pentru a-și face nevoile. În timp ce urina, peștele i-a alunecat din mână și a intrat în uretră și apoi a dezvoltat toate aceste simptome. După operație, băiatul a fost eliberat, dar dus la consiliere psihiatrică. Un brad. În aprilie 2009, un tânăr de 28 de ani, Sidorkin, a început să tușească cu sânge. Alarmat, a mers la spital. Medicii l-au operat pentru a elimina ceea ce credeau că e o tumoare. Eram 100% siguri, a declarat pentru Telegraph Vladimir Kamashev, un chirurg din regiunea Urala Rusiei. Am făcut analize cu raze X și am găsit ceva ce arăta exact ca o tumoare, a spus el. Doctorul a crezut că visează când a văzut că era un brad mic care creștea într-unul din plămânii lui. Profesioniștii din domeniul medical consideră că Sidorkin trebuie să fi inhalat o sămânță care s-a poziționat perfect în plămâni și a început să crească. O furculiță. Când John Manley a suferit crize de tuse și pneumonie care au durat 2 ani, era clar că ceva nu era în regulă. Uneori starea lui se înrăutățea atât de mult încât era cât pe aci să se stingă. Manley a vizitat mai multe spitale și specialiști, dar nimeni nu și-a dat seama de ce suferea. Situația lui Manley a atras în cele din urmă atenția doctorului Momen, care a avut ideea mai rezonabilă de a pune o cameră mică acolo pentru a localiza problema. Ceea ce a descoperit a fost ceea ce părea a fi o tumoare înfățișată cu sigla fast food-ului Wendy. Se pare că bărbatul a înghițit din greșeală o bucată zimțată de furculiță de la Wendy în timpul unei mese la restaurant și nu a observat bucata de plastic alunecându-i pe trahee. Cea mai bună presupunere a lui Manley despre cum s-a întâmplat e aceasta. E un restaurant fast food, a spus el. Fac lucrurile repede, intri acolo, mănânci repede. Acesta e singura explicație. De aceea ei îl numesc fast food. Așadar, de-a lungul anilor, medicii au găsit o felul de obiecte ciudate și oribile în interiorul oamenilor. De la o furculiță până la un păianjen, toate aceste lucruri nu ar trebui să se afle în corpul uman, mai ales că ele pot provoca complicații grave.
Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!